Un bebeluș a fost la un pas de tragedie prins în mijlocul unui scandal violent iscat chiar de tatăl său. Polițiștii chemați să aplaneze scandalul domestic au fost îngerpăzitori pentru cel mic. Conform Observator News, în noaptea de 3 spre 4 aprilie, bărbatul de origine nigeriană, în vârstă de 28 de ani, a intrat nervos în apartamentul din Florența, unde locuiește alături de soție și cei doi copii mici. Polițiștii chemați să calmeze spiritele l-au găsit pe scandalagiu, ținându-și în brațe fiul care abia a un an, iar la vederea agenților, acesta a aruncat pe jos bebelușul. Din fericire, un polițist a prins copilul în brațe chiar înainte ca micuțul să se izbească de podea. Între timp, în prag, a apărut și mama care se adăpostise în locuința vecinilor, împreună cu celălalt copil. Femeia și-a strâns în brațe fiul salvat chiar sub ochii ei. Tulburată de incident, aceasta le-a povestit în lacrimi polițiștilor că soțul a venit acasă târziu, a trezit copiii și a început să-i insulte și să-i lovească. Ar fi doborât-o la podea unde a sugrumat-o chiar lângă cei mici. Cu greu a reușit să se refugieze în apartamentul vecinilor, dar mezinul a rămas în strânsoarea tatălui. Cu câteva săptămâni în urmă, bărbatul a fost arestat după ce și-a amenințat soția cu cuțitul la gât.